După cum știți, în municipiul Suceava avem implementate mai multe puncte de colectare moderne ale deșeurilor, mă refer la cele 200 de puncte îngropate și semi-îngropate. Dacă până acum am avut campanii de informare și conștientizare a populației la modul cum se face depozitarea la aceste puncte de colectare pe fracție umedă, respectiv pe fracție uscată, vă spun că nu suntem mulțumiți și Primăria Municipiului Suceava, prin serviciul de ecologizare, alături de Poliția Locală, a făcut campanii de informare și la punctele de colectare pentru a-i conștientiza pe oameni, pentru a-i informa, pentru a-i face să depoziteze corect. Până acum am mers mai mult pe avertizmente, pe prevenție și, din păcate, lucrurile nu sunt așa cum dorim noi și de aceea vă spun că de acum vom aplica mai multe amenzi, mai multe sancțiuni. În doar 5 zile, Primăria Municipiului Suceava a aplicat 11 amenzi în valoare de 4.600 de lei. Aceste lucruri se vor întâmpla mai mult în perioada următoare dacă nu vom înțelege că trebuie să fim conștiincioși, să depozităm corect, pentru că trebuie un efort comun al administrației locale, dar pe de o parte și al sucevenilor. Și așa cum știți deja, avem 29 de locații cu 37 de camere video care sunt funcționale. În bugetul pe 2021 vom prinde bani pentru montarea altor sisteme de supraveghere, în așa fel încât cei care greșesc, cei care desconsideră pe ceilalți suceveni să plătească așa cum este normal prin aceste amenzi. Eu fac un apel la suceveni să colecteze selectiv, într-adevăr se plătește taxe de ecologizare la primărie, dar asta nu înseamnă că trebuie să depozităm neconform și să aducem, să lăsăm pe lângă punctele de colectare astfel de lucruri care nu trebuie să ajungă acolo. Apelul meu este pentru cei care fac colectare selectivă să împăturească acele cutii, să le calce în picioare până la urmă o dată sau de două ori și să le pună în punctele de colectare, în acele tomberoane cu capac galben, care au un capac mai mic, tocmai pentru acest lucru, pentru a împături cartoanele și a le pune în aceste tomberoane, pentru că dacă erau gurile de vizitare mai mari, din două, trei cutii se umplea acel tomberon. Sper eu ca sucevenii să înțeleagă acest apel al nostru, al administrației locale și doar împreună, pentru un efort comun, vom reuși să facem într-adevăr Suceava curată. Valoarea amenzilor pentru depozitarea incorrectă a deșeurilor poate varia între 600 și 1600 de lei pentru persoane fizice și între 1000 și 2500 de lei pentru persoane juridice.